Bună ziua, dragii mei prieteni! Că sunteți copilași, că sunteți mămici, tătici sau bunici, vă mulțumesc că sunteți aici. Astăzi, povestea mea nu va fi o poveste oarecare, ci va fi, într-adevăr, povestea mea. Aș vrea ca toți copiii să știe că această neluță bunicuță nu a fost întotdeauna bunicuță. A fost și ea copil, a fost și ea adolescent, a fost și ea tânără, a fost mămică și acum este bunică. De aceea, aș vrea să vă spun un lucru pe care e bine să-l știți și să înțelegeți de ce sunt eu aici. De ce îmi doresc eu să vă fac aceste daruri de iubire? Și voi începe prin a vă spune că în toată copilăria mea eu nu am avut decât o singură jucărie, o singură păpușă, toată perioada copilăriei mele. Era o păpușă cu cap de mucava și corpul din cârpă, era o păpușă care mie totdeauna mi s-a părut a fi cea mai frumoasă păpușă și care era prietena mea de suflet. Cu ea râdeam, cu ea plângeam, cu ea mă jucam, cu ea mă certam când eram supărată. Dar a venit un moment în care, fără ca eu să doresc acest lucru, păpușa mea a fost dăruită de mama mea unui alt copil. Când am aflat, am suferit cumplit și mi-aduc aminte că o perioadă de timp am plâns. Am plâns din toată ființa mea pentru că unica jucărie a vieții mele fusese dăruită altui copil. Nu din egoism am plâns, ci pentru că, fiind unica mea jucărie, mi-aș fi dorit să o am lângă mine până n-aș mai fi fost. Însă lucrurile se întâmplaseră și nu mai avea rost să mă lamentez și să plâng la infinit. Mai ales că mama mea, într-un fel cerându-și scuze pentru greșeala făcută, a rugat pe nașii mei de cununie să-mi cumpere o altă păpușă. Haideți să vă prezint pe noua mea păpușă. Ea este Oana, prietena și iubita mea de 39 de ani. A venit în viața mea să-mi bucure sufletul. A venit în viața mea să-mi fie prietenă, confidentă și să povestim amândouă când nu avem curaj să o facem cu alte persoane. Ea este Oana, este cea care mi-a ascultat și bucuriile, și necazurile, și frământările, și dorințele, și visele. M-a văzut când am plâns, m-a văzut când am râs, m-a văzut când m-au chinuit anumite întrebări și a aflat și răspunsurile. Ea este prietena mea specială. Chiar dacă uneori nu putem să stăm prea mult de vorbă, că eu am prea multe proiecte și atunci se întâmplă să o mai neglijez. În acest mod am înțeles eu să vă explic vouă tuturor de ce am ales să fac acest proiect Neluța Bunicuța. În primul rând că toată copilăria am tânjit ca cineva să-mi spună și mie o poveste. Și așa a fost să fie, să nu am această ocazie, pentru că așa o fi fost scris, habar n-am. Apoi, pentru că vreau ca tu, copile,
tu care acum plângi că mami sau tati nu ți-a cumpărat ultimul telefon de ultimă generație pe care ți l-ai fi dorit. Sau poate nu ți-a cumpărat mașinuța teleghidată pe care ți-o doreai. Sau tu, fetițo, n-ai primit păpușa care spune mama și face pe ea și tu poți să o schimbi și poți să faci pe mămica. Că persoanele din generația mea, majoritatea, nu au avut șansa să primească atâtea daruri de la părinților. Iar dacă voi astăzi aveți o grămadă de jucării și de jocuri, aveți o grămadă de facilități, dar mai ales aveți iubirea părinților voștri și a bunicilor voștri, aveți șansa să trăiți frumos. Nu vă mai supărați că taman astăzi nu v-a cumpărat ceea ce v-ați dorit. Poate mama n-a avut timp. Poate tatăl în acest moment nu a avut banii necesari. Ai răbdare, copile. Îți vei primi darul negreșit. Apoi acest program, acest proiect pe care l-am lansat de ceva timp, a mai venit și din dorința de a vă dărui din sufletul meu, din dorința de a vă ajuta pe voi părinții și bunicii, care știu că vă implicați în foarte multe alte lucruri, însă, din păcate, nu aveți suficient timp să stați cu copiii voștri, să le spuneți povești și să vorbiți cu ei mai mult. Știți, nu totdeauna partea materială vă poate înlocui pe voi, părinții și bunicii. Și atunci am zis să fiu eu, așa, o bunicuță a tuturor, care atunci când nu aveți voi timp, să mă puneți să le spun copiilor voștri o poveste. Sau atunci când sunteți triști și abătuți, să mă puneți să vă spun o poezie. Poate să vă dau un sfat. Poate, de ce nu, în viitor, să vă spun o rețetă care îmi iese perfect și poate vreți să o încercați și voi, bunicilor. Poate am informații care v-ar putea fi de folos. Poate voi reuși să șterg lacrima copilului, să pun zâmbetul pe chipul mamei și al tatălui care tocmai au avut o mică divergență de familie, să-i ajut pe bunici să redevină copii, să redescopere copilul interior și să se bucure. Să se bucure că au ajuns la vârsta la care au ajuns. Să se bucure că sunt sănătoși, că au copii și nepoți minunați, de care să se bucure. Sunt atât de mulți oameni care n-au această șansă, care n-au apucat această vârstă. Și atunci, de ce să suferim? Haideți să ne bucurăm! Vă mulțumesc din suflet pentru prezența voastră, pentru vizionările voastre, pentru încrederea cu care mă primiți în casa și în familia voastră și vă promit că voi încerca pe cât posibil să vă fiu de folos fiecăruia dintre voi. Că o voi face bine sau mai puțin bine, important este că mă voi strădui. Important este că vreau din toată ființa mea să dăruiesc varianta mea cea mai bună din acest moment. Îmi doresc din suflet, așa cum într-o anumită perioadă a vieții mele, eram neluța bunicuța
La 15, 16, 17 copii chiar. Să fiu și bunicuța voastră a tuturor. Iar dacă vreodată veți simți nevoia să stăm de vorbă, să-mi cereți o părere, un sfat sau chiar un ajutor, căutați-mă pe adresa mea de mail, neluțabunicuța@gmail.com sau pe numerele mele de telefon care sunt afișate pe toate conturile mele de Facebook sau pe site-ul meu www.neluțabunicuța.spunepovești.ro și vom discuta și vom găsi soluții și ne vom atinge sufletele cu iubire, cu înțelegere, cu dragoste, cu tot ceea ce este nevoie ca vouă să vă fie astăzi mai bine ca ieri și mâine mai bine ca astăzi. Vă mulțumesc că existați, vă mulțumesc că mă ascultați, vă mulțumesc că sunteți aici și sper să fiți mult, mult timp împreună cu mine. O seară plăcută!